Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Start Alert. Elevii școlii George Emil Palade din Ploiești au dovedit că sunt adevărați ecologiști. Cu sprijinul Asociației Mozaic Comunitar, au amenajat în Curtea Unității un iaz pentru păsări. Au fost însă și într-o tabără eco pe care au câștigat-o după ce au adunat sute de capace de peturi din care au realizat tablouri colorate. Vedem toate aceste detalii, dar și acțiunea în sine. Acum începe pontul zilei. Da, Asociația Mozaic Comunitar se implică în protejarea mediului înconjurător și mai mult decât atât îi educă pe cei mici în acest sens. Avem câteva proiecte legate de mediu, unul dintre ele este un proiect foarte frumos, am adunat 10.000 de capace, aș putea spune, cred că în total 70-80.000 de capace colorate. Am efectuat foarte multe tablouri interesante. În prezent desfășurăm proiectul Eco pentru viitor. Este un proiect în parteneriat cu școala gimnazială George Emil Palade din Ploiești. Are mai multe componente. Cea mai frumoasă dintre ele a fost cea legată de tabăra urbană de mediu, unde 25 de copii câștigătorii concursului de strâns capace din această școală au participat gratuit la o tabără de mediu. Au avut tot felul de activități interesante, s-au împrietenit cu natura, așa cum spuneam. După aceea ne-am gândit să propagăm toată această informație mai departe, să învățăm pe toți copiii din oraș despre reutilizarea deșeurilor, astfel încât am creat o broșură. În momentul de față, 10.000 de broșuri sunt distribuite în școli. Copiii învață să reutilizeze tot felul de deșeuri, de la baterii, telefoane, până la jucării și obiecte din plastic. Mai mult decât atât, ei chiar învață cum să confecționeze hârtie reciclată. Ați avut și acest proiect, cu componenta proiectului cu amenajarea iazului. Da. Am început să organizăm niște microclimate verzi. Nu este primul pe care îl facem, dar aici la Palade este un proiect reușit pentru că toți copiii din școală pot să vadă cu ochișorii lor cum au început să vină păsări din tot orașul. Puțină lume știe că în Ploiești și în împrejurimile Ploieștiului sunt peste 70 de specii de păsări. Ei au început să le vadă, am înțeles că au apărut și sticleți, noi am văzut, chiar am primit fotografii cu diverse păsări colorate. Da, e unul din proiectele drăguțe. Sunt atrase păsările de un astfel de microclimat? Da, noi am creat microclimatul în așa fel încât, în primul rând, acesta să atragă foarte multe insecte. Sunt plante colorate care atrag insectele și păsările, la rândul lor, sunt atrase și de florile colorate, dar și de aceste insecte care vin la microclimat. La un moment dat ni s-a solicitat să adunăm frunzele din jurul iazului. Nu vom face acest lucru pentru că și frunzele au rolul lor. De aceea noi recomandăm tuturor și copiilor și locuitorilor orașului să lase frunzele acolo unde cad ele. Împreună cu elevii am săpat groapa și am umplut-o cu apă. În jur s-au plantat floricele, atrăgătoare, zicem noi, pentru păsări, pe care le observăm și le pozăm continuu. Este și un panou solar. Care este rolul? Este și un panou solar. Într-adevăr, acesta alimentează acea țâșnitoare care aerează continuu apa și dă și un efect frumos. Cum a fost în tabără? A fost foarte frumos. Am învățat să protejăm, să iubim natura mult mai mult. Ce ați făcut acolo? Am făcut jucării pentru animăluțe din materiale reciclabile, am făcut tablouri din dopuri, am învățat să montăm și să demontăm corturi. A fost o experiență unică, am făcut caleidoscoape, am făcut un atelier de gătit sănătos, am dezmontat corturi, am învățat să îngrijim natura, să ecologizăm, să nu mai aruncăm unde nu trebuie, să reciclăm corespunzător. Am învățat să am grijă de natură, am învățat să ecologizez, să reutilizez ceea ce acum nu mai folosesc. Am învățat să am grijă de natură, să iubesc natura. A fost o experiență uimitoare, am învățat multe lucruri noi, am legat prietenii. Este momentul acum să vedem ce ne rezervă astrele. Anda Constantin ne aduce datele din horoscop. Bună dimineața! Haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec.
O atmosferă romantică în jurul tău, soțul sau soția, are vești bune în legătură cu viitorul concediu, iar acest lucru te bucură și mai mult. Și seara va fi una deosebită pentru că o să primești musafiri. Taur. Pleci într-o mică vacanță sau drumeție și ești entuziasmat. De multă vreme nu ai mai ajuns în zona asta și erai curios să vezi cum a evoluat. Gemeni. Descoperi soluția pentru o problemă ce nu părea foarte gravă pentru alții, dar pe care tu o consideri esențială. Acum te poți relaxa alături de prieteni. Rac. Cineva te invită la o plimbare sau un grătar în aer liber, dar refuzi pentru că va fi prezent și un amic pe care ești supărat. Cel care organizează totul nu va avea liniște până când nu o să pună punct disputei dintre voi doi. Leu. Te așteptai la o adevărată furtună în viața ta astăzi, dar ziua se anunță a fi una deosebită. Faci un plan de economii și știi exact cum să acționezi pentru ca totul să fie bine. Fecioară. Te simți bine și arăți excelent, iar complimentele nu întârzie să apară și vor veni din toate părțile, inclusiv de la oameni despre care bănuiai că au ceva împotriva ta. Balanță. Te-ai străduit mult timp să realizezi ceva și acum când vezi rezultatul, parcă nu ești atât de încântat și vrei să schimbi ceva. Ai nevoie de bani, timp mult la dispoziție și de ajutorul unui prieten. Scorpion. Militezi pentru un lucru și aproape că începi o campanie în acest sens. Iei totul foarte în serios și nu te oprești, chiar dacă ajungi foarte târziu acasă și ești epuizat. Săgetător. Vrei să faci ceva deosebit pentru partener și te gândești la o surpriză în bucătărie. Alegi un meniu dintr-o țară străină și timp de câteva ore o să stai printre vase și alimente, dar rezultatul va fi impresionant. Capricorn. Cineva ți-a făcut o recomandare și acum ceri mai multe detalii pentru a te asigura că nu semnezi un contract fără să știi 100% sigur că este o variantă bună. Vărsător. Ți-a dispărut un lucru și creezi o adevărată nebunie în jurul tău. Chiar te gândești că cineva l-ar fi însușit și privești bănuitori în jurul tău. Într-un final o să îți amintești unde l-ai pus și te calmezi. Pești. Ai un scop precis astăzi, să strângi mai multe persoane într-un singur loc și să le ajuți să se simtă bine. Cu ajutorul partenerului de viață, misiunea ta se va dovedi a fi una plină de succes. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte, orice ți-ar rezerva astăzi astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim, doamnelor, domnilor, începe Cafe TNT, prezentată de colegii mei Bubanu și Pali. Băieți, vă ascultăm, salutare! Neața, Cristi, salutare, prieteni, suntem Bubanu și Pali. Bună și dimineața! Trecem direct în Dâmboviți, așa cum v-am obișnuit, trei știruțe fiecare dimineață. Prima de pe dbonline.ro. Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român, ajunge la Târgoviște. În perioada 18-20 octombrie are loc Astrofest 2023, iată începând de azi. Okay. Să ne mai uităm și pe cer. Da, Societatea Astronomică Română de Meteori, SARM, organizează la Târgoviște, în perioada pe care v-a spus-o și Mihai, 18-20, deci de azi până pe 20, Astrofest 2023, Festival Internațional de Astronomie și Festivalul Național de Astronomie pentru Tineret. Da, sunt proiecte finanțate de Consiliul Județean Dâmbovița, dar și de Primăria Municipiului Târgoviște. Uite ce frumos când astea două entități își dau mâna. Corect. Peste țară, știi? Și mai fac și ei lucru. Cum e asta, de exemplu? La noi la Ploiești, Consiliul și Primăria, mare mai război. Ușură. Mare război. Mai ușură. Da. Bine, cu fonetic un pic, nu știu, cum vine să aud și gastronomie. Festivalul Național de Gastronomie pentru Tineret. Aia da. Ha? Festivalul Internațional de Gastronomie. E doar un G pus în față acolo. Astfel, în perioada asta, 18-20 octombrie, se scrie aici, vor avea loc la Muzeul de Istorie fel de fel de activități de astea, care mai de care mai interesant. Sesiuni de prezentări pe teme astronomice, lansări de carte și publicații astronomice, gală de cosmopoezie. Uite, aici tare curios aș fi să și muzică de astrofolk. Deci avem atât cosmopoezie, cât și muzică astrofolk. Interesant. Ok. Da. Mai făceau ăștia astrofolk de ăștia până anii 60, Bob Dylan, mai... Da. Lingea, nu știu ce făcea el pe acolo și făcea astrofolk. Din cauza sau datorită unor substanțe, ce mai da, mă. Așa.
Expoziție de meteoriți, iarăși foarte tare. Expoziție de instrumente de astronavigație, expoziție de astrofilatelie și exponate din istoria cuceririi spațiului, precum și telescoape. Și o vastă expoziție internațională de astrofotografie. Deci tot e cu astro. Captivant. Da? Pentru cei care sunt pasionați de domeniul ăsta, de astronomie în general, cu siguranță și-ar dori tot să fie acolo. Da? Gala de deschidere a evenimentului va avea loc în ziua de azi, la ora 12, la Muzeul de Istorie. Și include o întâlnire cu cosmonautul Dumitru Prunariu, cine n-a auzit de domnul Prunariu, jurnalistul de știință Alexandru Mironov, peste tot, la fel de celebru, peste tot și tot timpul. De exact. Deci este Mironov e tot timpul. Și doctorul Mirel Bârlan, directorul Institutului Astronomic al Academiei Române, care vor fi prezenți la eveniment, participă tineri din toată țara și reprezentanții unor instituții de profil, cum ar fi Institutul Astronomic al Academiei Române, Academia de Științe a Republicii Moldova, observatoare astronomice și planetarii, muzee și instituții culturale, asociații de astronomie, revista Știință și Tehnică. Mă, mai e Știință și Tehnică? Este. Nu știu dacă mai e Pionierii sau... Da, era Cutezătorii. Nu mai, Cutezătorii. Da, așa. Știință și Tehnică. Da. Foarte tare, ne interesa, nu? Da, cum? Revista asta. Devorat. Editor de carte astronomică, firme de telescoape. Cu toții vor fi prezenți acolo. Avem și niște poze. Place. Hai să vedem afișul de-a evenimentului. Îmi place afișul. Astrofest Târgoviște 2023. Și... Arată chiar bine. Da. Nu, cine l-a făcut, dar l-a făcut bine. Interesant, foarte frumos. Așa bine, dacă te uiți în alea pe acolo, sunt cam multe planete. Și le vezi așa. E super ofertă. De jos acolo scrie, eveniment aniversar, 30 de ani de la înființarea Societății Române de Meteori. Da, un eveniment de altfel important. Domnul Prunari e neschimbat. Adică domnul Prunari. Deci că a fost în spațiu în tot timpul ăsta și acolo trece timpul altfel. El rămâne tânăr, noi îmbătrânim. Exact. Da? S-a întors și uite la cu mâna așa pe tun. Bine, și tun, cu siguranță, un fel de a zice. Poza e recentă, nu este o poză de foarte mult timp. Anul ne induce în eroare steagul Uniunii Sovietice alături de steagul Republicii Socialiste România. Că era uniforma pe care a purtat-o domnul Prunariu la momentul ieșirii în spațiu. Da, și probabil că acum o îmbracă cu mândrie. Da, nu știu... Dacă venea și, dacă era ăsta micul pe la Târgoviște, Zelenski. Ah, așa. Dar nu știu ce zicea, dacă vedea steagul ăla. Ah, să-i dăm și lui. Se speria și fugea în spațiu ăsta. Zicea, bine, îl băga Dumitru Prunariu într-un tun de la și dădea cu el, că e mic, că ajunge repede. Să-i dăm și lui niște sateliți. Bun. Să vedem ce expoziții vor avea loc. Orientarea după stele, de exemplu. Interesant. De la Gnomon, la Astrolab, la Sextant. Deci astea sunt instrumente, evident, de măsurat. Comandor Vasile Chirilă, el e capo di tutti frutti. Sunt expuse instrumente de astronavigație din antichitate și până în prezent, trusa navigatorului, trusa micului astronom, hărți și așa mai departe. Foarte parte interesant. Și de un sector cultural, acolo unde întâlnim artă, în adevăratul sens al cuvântului, astrofilatelie, spațiu, colecție, de Alec Bartoș. Expoziția prezintă machete de timbre cu temă spațială. Eu strângeam când eram mic de-astea cu cosmos. Păi strângeam cu tot ce prindeam timbre. Strângeam și cu vacă, dacă vedeam cu vacă. Da, știi că cine avea boală pe chestiile astea, ca lume. Plicuri filatelice și corespondența cosmonauților și astfel. Uite, interesant, aș vrea să văd corespondența ale astronauților, Plicuri ce s-au aflat la locul și data lansărilor spațiale, documente ce marchează etape ale cucerii spațiului, ziare de epocă, insigne, medalii, cărți vechi, embleme ale misiunilor spațiale. Călători din spațiu ajungi pe pământ, atenție, ăsta nu e ăla, cum îl cheamă, călător un timp. Nu, ăla e altul, ăla e pe trebuie. Avea un nume de ăsta mai ciudățel, așa. Alaric. Alaricul. Deci nu e vorba despre Alaric, atenție, aici sunt lucruri serioase. Geolog Răzvan Andrei. Expoziție de meteoriți, sunt prezentați meteoriți de diverse tipuri, unii rari și foarte rari, găsiți în România și în diverse locuri de pe glob, din Rusia și Statele Unite, în Africa, Indonezia, China, deci peste tot. Expoziție și e scump unul de ăsta, dacă ai noroc să găsești unul care să fie catalogat ca de clasă, nu știu cum, de care, iei o grămadă de bani. Că ții în mână un obiect care nu e de pe aici. Da. Știi, cum mai spun oamenii pe la interviu, nu știu că eu nu sunt după aici. Păi dacă stăm bine să ne gândim așa și dacă dai un pic de sap și dai de un minereu de fier și alea toate ce avem noi în pământ, tot nu sunt după aici. Că de când a bubuit și s-au făcut planetele, sunt tot din spațiu, toate elementele venite, din orice planetă.
Deci, da, tu vrei de acum, știi? De, de când ne-am făcut noi să dai ceva din spațiu. Corect. Eu l-aș vinde. Expoziția internațională de astrofotografie, de la peisaje nocturne spectaculoase la nebuloase, galaxii, comete, meteori, lună, soare, eclipse și planete. Da, trebuie să fie foarte interesant. Este, cu siguranță, toate aceste expoziții sunt deschise până pe data de, atenție, 30 octombrie. Da? În serile de 18 și 19, dacă va fi vreme bună și cer senin, sperăm să se întâmple, se vor organiza observații astronomice prin telescoape în piața Tricolorului, da, între orele 19.30 și 22.30. Evenimentul e ocazionat, se scrie, de împlinirea 30 de ani de la înființarea Societății Astronomice Române de Meteori. Participarea, trebuie spus, participarea la eveniment este gratuită. Foarte frumos. A? Cui e sete, cui este foame de cunoaștere de genul ăsta, se ducă, pentru că o să se bucure enorm. Da, e un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Uite o copilă deosebită, trecem în Buzău acum, o copilă de 8 ani din județul Buzău, care calcă pe urmele Nadiei Comăneci, scrie reporter buzoian.ro. Ea e de prin Râmnicu Sărat, așa. De pământ. Da. Și a devenit campioană națională a Spaniei la gimnastică artistică. Micuța visează să calce, să calce pe urmele Nadiei Comăneci, să participe la o olimpiadă și să ia medalie de aur. Pentru România, mă gândesc. Nu. Păi stai un pic, dacă vrei să calci pe urmele Nadiei, vii sub tricolor. Păi nu, calci pe urmele Nadiei luni 10 și medalii de aur, luna după. Pentru Spania. Pentru China, pentru Spania, pentru oricine. Că da, acum, na, asta e. Dacă fetița e acolo, părinții muncesc acolo, eu zic că probleme își fac părinții mai mult decât ea. Ea își vede de treabă, muncește de rupe, o să vedem în articol că da, muncește săraca de 3 ore minim antrenament pe zi și așa mai departe. E, și pe noi interesează sub ce tricolor muncește și are medalii, ia medalii. Pe ea o interesează doar ca munca ei să fie răsplătită. Ce? Adică da, dacă eram mic, aveam 8 ani, mă interesa pe mine că joc pentru România sau pentru Croația. Mă interesa să joc și să am rezultate, să am lumea la picioare. Acum, vezi, dacă jucam, m-ar interesa să nu joc pentru România, dar mă rog. Da. Ce, nu, pune-te în pielea unui fotbalist bun care ar fi nevoie să joace în echipa asta. Vrei, ce să da. Asta e, ce să facem? Hai să ne la fata asta minunată și la rezultatele spectaculoase. Așa cum am spus și mai devreme, originară din Râmnicu Sărat. Alessandra Dascălu, așa o cheamă. Da. Da. Fata reprezintă Spania în concursuri, da, și este campioană națională la gimnastică artistică, bineînțeles, tot acolo în Spania. Ultimii 2 ani și-a petrecut în clubul de gimnastică San Blas din Madrid, da, unde se pregătește intens. Ma, gimnastica presupune muncă. Bine, și iar noi, muncă. Când aveam, da, niște rezultate în sportul ăsta pe vremuri, că pe vremuri nu prea mirosea nimeni, în afară de China și... Erau patru... Uniunea Sovietică, China, Statele Unite. Și România. Asta bine, patru. Nu, astea erau trei în urma noastră. Da, deci, aici și România number one. Deci de gimnastică, da, astea erau țările. Acum, mă, la Onești acolo era un regim draconic. De antrenament, disciplină. Acum nu cred, că îți mai dă voie uie să faci așa ceva, că te agață de... Da, după aia nu aveau fieful în Deva. Ba da, și la Deva și la Deva, da. Era draconic acolo, știi, da. Mă rog. Asta este. 3 ore de antrenament acum. Uite, să zicem că e mai subțire. Da, pentru o copilă de 8 ani. Ok. Aparatul meu preferat sunt paralelele. Și vreau să fiu ca Nadia Comăneci, să particip la olimpiadă și să iau locul întâi. Uite ce a zis asta mica Alessandra. Îmi plac copiii care de la vârsta de 8 ani și marchează niște targeturi de-astea pentru muritori de aproape imposibil de atins. Da. Dar vezi, ea n-a spus că ar vrea să câștige, nu știu... Un campionat regional. Regional, sau, exact. Sau nu? Da, direct olimpiadă, aur. Exact. Silvia Fernandez, președintele clubului de gimnastică San Blas din Madrid, acolo unde se antrenează Alessandra, a declarat că toți antrenorii clubului vedem ce talent are, da, Alessandra, munca constantă și calitățile ei, și suntem siguri că va ajunge la echipa națională. Și am încheiat citatul. Dar stai, mai zice, uite, Cristina Fernandez, acum asta nu știu, una conduce clubul, una este antrenoare, surori, e o afacere în familie. Pe conducătoarea clubului o cheamă Silvia Fernandez, pe antrenoare Cristina Fernandez. Sau poate fi doar o coincidență. O coincidență, da. Când vin fetițe din România, zice antrenoarea ei, sunt foarte talentate. Nu știm dacă acolo este ceva nativ. E, probabil. O fi, probabil că da. E și o chestie de asta. Tatăl micuței,
Florentin Dascălu, uite, Florica e mai supărat, mai șucărit. Și-ar dori ca Alessandra să poarte și steagul României. Și, atenție, nu doar steagul României. Oreș sau oreș? Parcă simt inima așa, între două părți. Și puțină bucurie și puțină tristețe, pentru că îmi plăcea să fie și cu steagul României lângă, dar nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată ce? Păi, asta e, ori așa, ori așa. Ce să nu se știe? Da, mă rog, hai să o vedem pe talentata și frumoasa Alessandra. Alessandra. Alessandra, Alessandra cu doi de S. S, cum zic ăștia. Da. Da. S. Ia fii atent. Deci, da, într-o poză este... De copil, 8 anișori, ia. Muncă... În stânga și acolo e și Cristina, probabil, Fernandez. Probabil, da. Foarte muncă atent. Până la sânge. La bară fixă acolo. Da. Bravo! Felicitări! Foarte, foarte frumos. Și asta, da, cu România, nu știu, mai ușor așa, că oamenii de-aia ei au plecat să nu uităm din România. Ca să de-acolo aibă și o viață. Au plecat de aici. Acum se joace cu steagul Spaniei pe ei. Ce să mă... Că-i pe munca lor. Plantație de cannabis descoperită, uite, pe munca lor aici, vezi? Oamenii ăștia muncesc și pe partea asta. Plantație de cannabis descoperită de polițiștii BCCU Ploiești. Drogurile erau vândute minorilor din Prahova, Dâmbovița și Ilfov. Aveau o piață foarte bine conturată. Minorii. Și o să vedem în ăsta, în articol, că și drogurile erau vândute tot prin filiera minorilor. Adică un minor vindea, îl ajuta pe ăsta, pe nemernic, să vândă drogul celorlalți minori. Da. Nepoțelul, ce-ți bune poate, faci și noi în familie ceva să rămână bani aici? Ce vre, dulceață de gutui? Lasă, bă, te iei după mota mare. Mă rog, okay. O fermă regională. Observatorul PH, da. Scrie. Da, am depășit un pic timpul, dar n-are nimic. Hai că dăm repede. Dăm pe repede înainte. Da, acțiunea de amploare a polițiștilor brigăzii de combatere a criminalității organizate, da, BCCU, Serviciul Antidrog, împreună cu un procuror din cadrul DICOT, Serviciul Teritorial Ploiești, oamenii au descins la mai multe adrese din județele Prahova, Ilfov și Dâmbovița la membri unei rețele de producători și dealeri de droguri. Ok, potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie-octombrie 2023, o persoană bănuită ar fi comercializat cannabis, drog de risc, în mod repetat, direct sau prin intermediul altei persoane bănuite minore, nepot, în paranteză, către consumatori, inclusiv minori din județele Prahova, Dâmbovița și Ilfov. Din cercetările efectuate a mai rezultat că traficantul ar fi înființat și întreținut o cultură de cannabis într-un solar amplasat într-o comună din județul Ilfov. Hai să vedem ce zice IPJ Prahova. În urma percheziților domiciliare a fost depistată și dezafectată o cultură de cannabis aflată într-un solar, fiind ridicate 193 de plante verzi de cannabis, aproximativ 30 de kilograme de masă vegetală verde, 39 de plante semi-uscate de cannabis, asta însemnând aproximativ 10 kg de masă vegetală, și aproximativ 2,5 kg de cannabis. Asta a zis IPJ. Da. Oamenii au dispus reținerea unei persoane pentru 24 de ore și măsura controlului judiciar față de cea de-a doua persoană bănuită, minorul în cauză, pentru 60 de zile. Da? Totodată a fost sesizat și judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova cu propunerea de arestare preventivă a bănuitului reținut pentru 30 de zile. Da? Suspecții sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Da. Ei au zis că mai și ciuguleau din marfă. Avem un video mic aici, da, împrejmuit tot. Da, și pozele sunt interesante, da, sunt interesante, că sunt... A venit toamna, cum ar spune jos. Mă trebuie să borcale alea. Mie mi-e frică că ăla seamănă... Da, a, ți-ar trebui, da? Ăsta seamănă laibii de tare cu cimbrul ăla uscat, că-l mai pui la varză, la astea, știi? Și să nu... Să nu mă înfig într-un de-asta pe piață, pe acolo, cine știe, să vină vreo mamaie din greșeală. S-a făcut. Anul ăsta, da, după cum puteți vedea, maică. Bubanu Pali, mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Start Alert a ajuns la final. Eu sunt Cristi Georgescu și vă doresc o zi excelentă în continuare. Pe curând!